Pentru că nu reușesc să fac 194 la draft, astăzi o să facem draftul musculoșilor, frate, cu brațul ăla mare. Da, salutări și bine v-am găsit la un nou draft de pe canal. Astăzi o să facem un draft destul de interesant. Voi alege la fiecare player pick jucătorul cu cel mai mare physical sau să-l aleg pe ăla cu cel mai mare strength. Cred că mai bine l-aleg pe ăla cu cel mai mare strength pentru că n-ai draftul musculoșilor și musculoșii au putere. În afară de aia plindă steroizi, de fapt cred că și ei au putere. Așa că hai să începem draftul ăsta, like acolo, 2000 de like-uri dacă mai aveți challenge-uri de genul pe canal. Așa că hai să începem draftul ăsta minunat la formație. N-are importanță, o să aleg o formație care îmi place mie de aici. Și o să merg cu un 4-3-3 holding. Și, sper că Ronaldinho are cel mai mare strength, dacă nu, o să fiu nevoit să ratez pe Ronaldinho, frate. Mă mut frumos pe partea asta, că nu vedeți voi strength-ul. Și Ronaldinho are 85 strength, Gnabry are 70. Aoleu, trebuie să-l iau pe ăsta, nu? Trebuie să-l iau pe Narei ăsta, nu? Da. Ba nu, stai că Arnautovic e cel mai puternic. Da, trebuie să-l iau pe Arnautovic, băieți, o să mergem cu Arnautovic aici. Ai, l-am ratat pe Ronaldinho, ce să faci, n-ai ce să faci. Hai să mergem cu left wing-ul aici, nu cred că avem jucători foarte puternici. Îl avem pe Holman cu 76, ăsta are puțin, are 43. Săracul de-abia se ține pe picioare, cred. McConville ăsta, 71. Deci trebuie să luăm pe ăsta cu 76, mai exact Holdman. Ok, o să luăm pe Holdman, o să fie greu și la chimie. Right wing-ul, hai să vedem care este right wing-ul. Sperăm la un right wing bun și chiar e foarte bun. S-ar putea ca Sât just ăsta să aibă cel mai mare strength. Vezi ca 72, Marez 71, e clar Marez, adică Marez are picioare, zici că sunt spaghete, ești nebun. Di Maria 64, cel mai puțin de până acum. Și clar Sât just cu cel mai mare strength. O să luăm pe Sât just, frate. Bă, echipa n-arată rău până acum. Dacă îl bag ăsta în centru, facem și puțin mai multă chimie. Însă o să o lăsăm deocamdată pe partea dreaptă și mergem la mijlocașul central. Ok, de aici bănuiesc că Milinkovic-Savic sau Pogba ar avea cel mai mare strength, hai să vedem. Milinkovic-Savic cu 87, foarte, foarte puternic. Kroos n-are nicio șansă, Jorginho n-are nicio șansă și se pare că Pogba are cel mai mare strength, adică uitați-vă la el că e animal, ești nebun. O să luăm clar pe Pogba aici și mergem la CDM aici, avem toți jucătorii peste 90 cel mai probabil, așa ar trebui. 85 Onyeka, Delaney doar 80, Rice, Orez doar 78, Tonali 83 și Zakaria este cel mai puternic. Seamănă cu Pogba așa puțin și la înălțime și la fizic. Ok, mai departe. De aici bănuiesc că Soler ar avea cel mai mare strength. Pizzi cu 59, Odegaard cu 59, Iniesta 62 acolo, forță, rău de tot. Mamă, Campbell 47, așa puțin. Păi ce a făcut ăsta, nu a mâncat și el mic dejunul. În fine, o să luăm pe Carlos Soler. Bă, nu prea avem chimie la echipa asta, trebuie să facem cumva chimie. Ok, am luat left-back-ul din greșeală, însă nu mai contează. Și de aici bănuiesc că Team of the Season ăsta are cel mai mare strength sau Acuna, habar n-am. 82 Luke Shaw, 81 Hernandez, 70 ăsta, 82 Acuna. Păi sunt la egalitate 3 jucători, nu? Aba, nu, sunt doar 2 jucători. Acuna și Luke Shaw la egalitate. O să trească să iau dintre Acuna și Luke Shaw. O să le iau pe Luke Shaw pentru că face link perfect cu Pogba și reușim să facem și noi puțină chimie. Mergem la CB. Aici sigur ar trebui să aibă toți jucătorii peste 90. Mamă, și ce jucători au picat, ești nebun. Van Dijk, Eder Militao. Sper că o să iau unul dintre Van Dijk și Eder Militao. Hai să vedem pe care luăm. Mamă, Van Dijk 99, adică n-are cine să-l depășească pe Van Dijk. Christensen 82, ăsta 81, Militao 93 și clar Van Dijk, cel mai puternic jucător din echipa asta, 93 Van Dijk, ești nebun, prea puternic Van Dijk. Mergem mai departe și luăm următorul jucător, ar trebui să fie Gomez cel mai puternic de aici. Romero are și el 87, Gomez clar 98 strength, adică din nou unul dintre cei mai puternici jucători din joc. Îl luăm pe Gomez aici clar, doar că la chimie cam jale. Ok, mergem cu right back-ul, hai să vedem care va fi right back-ul. Cuadrado l-aș fi vrut, însă n-am nicio șansă. Cred că Christensen ăsta e, nici nu are rost să mai mă uit, cred. Munoz 86, Tavernier ăsta așa, Christensen cu 90 strength. Deci clar, Christensen cu 90 strength o să luăm. Uite și tu ce față de războinic are. Dar și Odriozola are față de războinic. Dar și Cuadrado are față de războinic. Dar și Tavernier are față de războinic. Numai băiatul ăsta nu inspiră nicio emoție, săracu. Ok, o să luăm pe Christensen aici și mergem la goalkeeper aici. Nu cred că am strâng la goalkeeper, nu? În funcție de ce iau portarul, că habar n-am în funcție de ce să-l iau. Da, nu știu, o să alegem pentru chimie, că la portar habar n-am ce pot să iau. O să mergem cu trap pentru chimie aici și mergem la rezerve. Echipa n-arată rău, însă n-avem chimie, frate. Trebuie să luăm niște jucători buni pe chimie aici. Ok, Kimi cu 70 strength, destul de puțin. Guilherme City au ăsta, 93 strength. Indica. Bă, ce celebrare șmecheră sau ce face aici? Candreva, ok.
Deci e Guilherme Sitia ăsta. O să luăm pe băiatul ăsta, nu prea avem unde să-l băgăm în teren ca să ne ajute. Și mergem cu următorul jucător, Depay Grealish, Ziyech, cred că o să fie Danilo Pereira, nu e prea bine. Depay 90 strength, Visca 72, Grealish 80, ok, Depay, e Depay, e bine că e Depay. Danilo Pereira totuși destul de aproape de Depay. Da, o să luăm pe Depay cu 90 strength și îl băgăm aici în teren, mai crește puțin chimia. Și mergem la următorul jucător, de aici bănuiesc că e Ginola, clar, da, luăm pe Ginola aici, clar. Mane cu 72, Fernandez 77, Di Maria 62, Ginola clar cu cel mai mare strength de aici, cu 92 strength. O să luăm pe Ginola. Ok, n-arată rău echipa până acum, chiar n-arată rău echipa până acum. Hai să vedem care este următorul jucător, clar Mitrovic. Deci pot să bag una foc că e Mitrovic, are 95 fizică, uitați-vă la el. 99 strength și 99 aggression și 99 jumping. Păi ce mai vrem de la jucătorul ăsta? Ăsta nu știu ce bagă în el, frate. Habar n-am ce bagă în el. Deci nici nu mai are rost să mai mă uit la restul jucătorilor, e clar Mitrovic aici. Mergem la următorul jucător să vedem care este. De aici bănuiesc că Lewandowski e cel mai puternic. Salah 75, ăsta 64, ăsta 60 așa. Hai că am vorbit dacă e. Și Lewandowski clar cu 87 strength. O să luăm pe Lewandowski. Putem să-l băgăm aici în prima echipă să mai crească chimia. Ginola merge băga la mijloc chiar. Și avem 77 chimie până acum. Următorul jucător este, mamă, nu pot să-l iau pe Messi, pe bune. Pe bune că nu pot să-l iau pe Messi. Aubameyang cu 76 strength. Ăsta așa, Messi 80 strength. Bă, da, bă, stai. Messi are cel mai mare strength, ești nebun? Da, mă, luăm pe Messi aici, nu mă așteptam la asta. Bine, dacă vrei echipa asta, ce să zic. Hai să vedem care este următorul jucător de aici. Ok, Neymar, clar n-avem cum să luăm. Lukaku va fi 100%. Lukaku cu 98 strength, n-are cine să-l depășească. Deși Adama Traore a fost destul de aproape. Adică uitați-vă că Adama Traore are 96 strength. Chiesa nu e nici el rău, însă o să fiu nevoit să-l iau pe Lukaku aici, băieți. Și mergem la următorul jucător. Ok, aici nu prea contează oricum. Hai că mă uit așa repede prin ei. Ăsta cu 77 etchi mai exact. Ia să vedem. De aici bănuiesc Costici, nu? Cred că Costici. Ok, 50, 79 Costici. Da, 79 Costici. Frumos așa. Îl băgăm aici în prima echipă. Bă, echipa să știți că n-arată rău. Chiar n-arată rău echipa. Poate reușesc să fac o victorie cu ea, cine știe. Rămâne de văzut. Robinson 75, Davis 70 și cât are? 72, Round 77, Gilobogi cu 90 și Gomez cu 87. O să fim nevoiți să luăm pe Gilobogi ăsta. Ok, penultimul jucător, hai să luăm pe Bancu. 84, 70, 66, 77, Umtiti de asemenea cu 84. O să-l iau pe ăsta pentru că e la egalitate cu Umtiti. Îl iau pe ăsta că e mai bun decât Umtiti. Și ultimul, dar nu cel din urmă, portarul pe care o să-l aleg în funcție de chimie, oricum nu o să-l folosesc pe niciunul, o să-l iau pe Dimitrovic. Și cam așa arată echipa, băieți, o echipă destul de decentă, zic eu. Luăm și managerul pentru chimie aici, hai să vedem care ne ajută, 77, 78, 79 și facem 79 chimie. Și este vremea să mergem să jucăm un match, frate, să vedem dacă reușim să obținem cel puțin o victorie. Jucăm cu România aici, nebun, e român de-al nostru ăsta, sper că nu ne bate rău. Sperăm că nu ne bate rău, are echipă destul de bună, plină de jucători Team of the Season. Păi de câte am văzut eu, românii joacă bine FIFA, așa că o să fie destul de greu să-l bat pe oponentul ăsta. Îl băgăm pe Messi aici pe partea dreaptă și Nola clar se va duce atac. Iar în apărare nu prea am ce să bag. Habar n-am ce pot să bag în apărare. O să-l băgăm pe ăsta. Și Gomez se duce CDM. Cam așa va arăta echipa. Hai să mergem să vedem ce se întâmplă. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Văd că sunt doi băieți care joacă. Nu știu dacă e un avantaj sau un dezavantaj că joacă doi oameni, dar în fine. Ok, Ginola se duce foarte bine. Pasă acolo la sâtă jos care are viteză. Uitați-vă ce viteză are. Trage acolo, mamă, degeaba e musculos că n-are forță în picior, ești nebun. Bă, n-are 5 stele, mă? Mamă, la forță am făcut acolo, ești nebun? Mamă, ce forță are Ginola. Ginola. Oh my god, ce forță are Ginola. Aproape să-l dărâme acolo pe Cordoba, dar cred că și Cordoba stă bine pe picioare. Ginola. Ginola șutează, însă scoate portarul, scoate consilia acolo. Mamă, dar bun e Ginola, bă. Ok, Zakaria șutează în blocaj. Zakaria încă o dată. Nu cred, bară. Pă bune, bă, că am dat bară acolo. Oh, nu. Pă bune, portare. Pă bune portare că se lua golul ăla, pă bune portare. Ankara Messi șutează, n-a șutat rău Messi acolo, chiar a tras bine. Da, și
Pa, mă scoate încă o dată portarul, deși am vrut să dau pase la Messi acolo sus, n-am vrut să pasez la Pogba, dar pe jocul mi-a dat la Pogba, aia e. Superb. Și Messi? Haide mă, încă o dată scoate portarul, ce drept, a fost un șut destul de slăbuț, se putea și mai bine. Oh nu, oh nu. Pe bune, pe bune și au ușor, mă, din două pase efectiv mi-a dat gol. Și eu mă chinui să dau 20 de pase la o fază. Ok, Messi, încă o dată în blocaj. Mamă, dar e greu, mă, să joci împotriva doi oameni, mai ales dacă amândoi se apără bine. Că n-am spațiu, ești nebun, și mereu mă prinde cu Dybala. Mamă, dar mereu mă prinde cu Dybala, n-am ce să-i fac. Ok, Messi aici, Messi, bă, dar lasă-mă, frate, cu orice șutul scoate consiliul ăsta. Iar scapă singur cu Dybala și doar atât știe să fac, hai că am ieșit, că n-am ce să-i fac, n-am ce să-i fac. Aia a fost clipul, bă, ăsta a fost clipul, băieți. Deci efectiv doar atât a știut să facă, contraatac cu Dybala și atât. O acțiune frumoasă n-a făcut, doar contraatac și atât. Da, asta a fost clipul. Nu mai rău să vă arăt pachetele că sunt nașpa. Sper că v-a plăcut. Like acolo, subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat.